dragi colegi, dragi copii, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a ne fi astăzi alături. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați înțeles menirea noastră a comunității, a bibliotecii, de a fi în sprijinul comunității. Și vreau să vă spun de la început că acesta este un moment care se potrivește foarte mult sufletului meu și sensibilității mele și emoției mele. Pentru că îmi doresc ca acest eveniment să aducă în inimile voastre bucurie. Bucuria pe care eu o simt când vă văd aici. Bucuria pe care eu împreună cu domnul scriitor am gândit-o de la bun început pentru dumneavoastră. Este un eveniment deosebit de ce? Pentru că se apropie Crăciunul și pentru că de Crăciun cu toții suntem pătrunși de spiritul acesta al sărbătorilor și eu, ca și director de bibliotecă, mi-am dorit să fac un eveniment pentru încheierea acestui an, care a fost un an greu și dificil pentru toți, pentru că nu am reușit să ne adunăm mai des, să facem evenimente așa cum făceam cândva, grandioase evenimente cu multă lume, dar eu spun că și în aceste condiții putem să facem ceva de suflet. Și îi mulțumesc foarte mult domnului Daniel Mușat Moroșanu pentru că a acceptat invitația noastră și pentru că a simțit și dumnealui spiritul Crăciunului. Și vreau să îi mulțumesc dumnealui și familiei frumoase a dumnealui pe care vă voi prezenta la momentul respectiv, când voi termina cu mulțumirile. Vreau să le mulțumesc, doamnei Răduncă Alina Coban, pentru faptul că a venit astăzi alături de noi la bibliotecă. Vă spun sincer, este o foarte mare surpriză pentru mine. Vă mulțumesc pentru această onoare. Vă mulțumesc pentru că știați condițiile și cu toate astea ați acceptat să faceți parte din bucuria noastră. Vă mulțumesc frumos și pentru fetița minunată, Smaranda, te pup, draga mea. Și nu în ultimul rând, aș vrea să-i mulțumesc încă unei invitate speciale pe care noi o avem astăzi alături de noi. Îți mulțumesc frumos, Ana Maria, pentru faptul că ești aici cu noi și pentru faptul că ne vei cânta și ne vei încânta. Și vă mulțumesc tuturor pentru că faceți parte din povestea noastră de Crăciun, din povestea bibliotecii. Vă mulțumesc că ne sunteți colaboratori. Îmi doresc și pe viitor să avem o colaborare frumoasă și să ne ajute Bunul Dumnezeu să depășim cu toți aceste evenimente și această perioadă grea și dificilă și să ne revedem la finalul ei zâmbind și spunând, uite, uitați, am fost împreună atunci, vom fi împreună și de acum încolo. Și bucuria este cu atât mai mare pentru că avem alături de noi patru fete minunate, două Mădăline, am reținut, da, o Angela și mă scuzi, n-am reținut. Florina. Bun. Dragile mele, sunteți frumoase, vă spun sincer că și eu sunt mamă și eu am o fetiță și îmi provocați o plăcere deosebită că vă văd. Îmi provocat o plăcere deosebită. M-am bucurat foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a veni la bibliotecă, că ați venit la acest atelier și că mie personal mi-ați bucurat sufletul pentru faptul că ați simțit în urma acestui atelier să vă doriți să veniți. Asta este foarte important pentru noi, pentru că practic aceasta este menirea bibliotecii, anume aceea de a fi alături de comunitate, a deschide porțile larg tuturor celor care își doresc să vină la noi și vă spun sincer, pentru mine aceasta o consider ca o foarte mare reușită profesională. Acestea fiind spuse, aș vrea să îl prezint pe domnul Daniel Mușat Mureșanu. Un domn deosebit, cu o familie, un domn sensibil, un domn bun, generos, altruist. Și nu spun doar pentru faptul că a acceptat invitația de a veni astăzi la bibliotecă alături de noi și pentru a face darul de suflet copiilor mici și mari. O spun pentru tot ceea ce reprezintă domnia sa și familia domniei sale. Avem aici trei băieți minunați, pentru că dumnealui a simțit să vină însoțit de copiii dumnealui și de soția dumnealui. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că sunteți aici și vă felicit că sunteți frumoși și că sunteți ai noștri la bibliotecă și că astăzi vom crea o poveste frumoasă împreună. Iar acum îl voi lăsa pe domnul
scriitor, să vă prezinte darurile pe care dumneavoastră le-a adus astăzi, mulțumindu-i dinainte pentru generozitate, și pentru empatie și pentru sensibilitate. Vă mulțumesc! În primul rând, și eu vă mulțumesc pentru această frumoasă invitație. Aveam de gând să se producă acest eveniment, dar nu știam când. Așa că, discutând, am căzut de comun acord și iată acum, în preajma sărbătorilor, am reușit acest ideal al meu. Am să încep întâi cu cartea Povestiri pentru copii dulci. Cât o scurtă trecere în revistă, pentru a nu plictisi cititorul, chiar asta este și deviza mea. Nu vorbesc mult, dar scriu și mai scriu. Această carte, să știți că s-a născut în urma unui necaz al meu, să spun. Mama mea a decedat la vârsta de 52 de ani, în urmă cu 28 de ani, din cauza diabetului. În vremea copilăriei mele, auzeam de la mama fel de cazuri și spunea cu tare are diabet, cu tare are diabet. Și se întâmpla să moară. Când a aflat că suferă de această boală, a zis, gata, sfârșitul meu este aici. Și așa s-a întâmplat. Și atunci am început să-mi așez amintirile și la un moment dat, când am simțit eu că sunt pregătit, le-am pus într-o cărticică pe care dumneavoastră o veți aici, o vedeți, o veți primi, o parte dintre dumneavoastră sau alții care o vor dori, vor putea veni la bibliotecă să o împrumute. Câteva din aceste întâmplări, și aici vreau să subliniez faptul că toate întâmplările sunt reale, deci nu este nimic ficțiune, sunt întâmplările trăite sau auzite de mine, personajele la fel sunt reale și o să găsiți dumneavoastră poveste pentru copii dulci. De ce se numește așa cartea? N-am scris pentru copiii dulci. Toți copiii sunteți dulci și așa e și normal. Dar copiii dulci sunt aceia care suferă de boli de nutriție. Și aici explic și încurajez să avem o dietă bună, să facem mișcare, o viață sănătoasă, atât cât se poate. Sunt câteva povestiri de, iată, de aproape 75 de ani, Lucreția și Cozonaci de Paști. Ce făcea mama acum 75 de ani la un Paști? Predispusă fiind la diabet, îi plăceau dulciuri. Și a mâncat cu zonacul pe dedesubt și când bunica, Dumnezeu s-o ierte, au venit musafirii să servească, cozonacul s-a rupt. El era scobit. Și veți găsi mult mai multe. O să întâlniți și povestioara Trilogia Iernii. Trilogia Iernii este o scurtă povestire care cuprinde trei generații. Tatăl meu, Corneliu, cum își desfășura el vacanța de iarnă în anii 37. Al doilea capitol, Daniel, cum îmi petreceam eu vacanța prin anii 60. Și, în ultimul rând, trilogia, Valentin, fiecerul meu, cum își petrecea vacanța de iarnă și sărbătorile de iarnă în anii 90. Și cartea continuă cu o astfel de povestioare pe care doresc să le citiți și sper să vă facă plăcere. Dar trecând însă la cartea pentru adulți și nu numai, Strada Mare a Unirii Colțului Republicii, pot spune că este lucrarea la care țin cel mai mult și o iubesc foarte tare. Această carte s-a născut din pasiunea mea pentru orașul Focșani. Spunea doamna director și îi mulțumesc. Și la un moment dat am să vă explic că același lucru l-a mai spus cineva despre mine. De fapt, domnul Radu Borcea, jurnalist. Că sunt un om sensibil. Da, nu mă feresc să recunosc acest lucru. Mi-am strâns amintirile. Toți avem amintiri, toți avem trăiri. Însă, poate puțin dintre noi reușesc să-și le pună pe hârtie. Eu am făcut acest lucru. Și mi-am adus aminte când eram copil, mă plimbam de mână cu bunica mea și mă plimbam pe străzile vechi ale orașului Focșani și am reținut eu medicii care erau în acea perioadă în orașul Focșani, negustorii vechi, bineînțeles, cu și puțină ficțiune, pentru că asta este și menirea unui scriitor. Dar îmbrăcându-le și având un mare sâmbur de adevăr. Citind câteva persoane această carte, am umblat vorba din gură în gură. Și am început să primesc mesaje din Israel. Și mă gândeam, zic, de ce Israel?
Ca să-mi dau seama, să-mi răspund singur, că am scris aici despre sinagoga evreiască. Un lucru pe care evreii l-au admirat foarte mult. Chiar zilele trecute, nu vă arăt în mesaj că sunt comis, mă credeți pe curând, am primit la fel un mesaj de la un domn, al cărui nume nu spune absolut nimic. Și să-mi spună unde vă pot găsi, cum pot lua legătura cu dumneavoastră, pentru că îmi doresc trei cărți, nu una. Sunt bine, dar totuși, cine sunteți? Păi sunt nepotul doctorului Mirdan Ștoreru despre care dumneavoastră a scris. Mă dați seama că a fost o surpriză plăcută pentru mine și mi-a zis vreau cartea pentru mama și bunica, da? Și nu, și mătușa care locuiesc în Canada. Deci amintirile noastre ale focșanenilor circulă. Și asta pe mine mă bucură foarte mult. Am prieteni care mi-au cerut cartea și m-au întrebat unde o găsesc. Băi, zic, vorbeam cu soția, zic, hai să facem un profil, să o ducem la o librărie, să o facă cu părerea de acolo. S-a epuizat și acolo. Și zic, fac altceva. Merg la bibliotecă, donez, pentru că mai sunt, sincer, să fim bătrânei care nu-și permit să-și cumpere medicamente. Și nu dă omul bani pe o carte. Dar, din plăcerea de a citi-o și a retrăi amintirile, vine frumos la bibliotecă, o împrumută și își satisface curiozitatea. Domnul profesor doctor Petrache Polopeanu, la lansarea cărții, care a avut loc în urmă cu 2 ani, a spus despre această carte că este o istorie orală. Eu aș merge un pic mai departe și aș spune că este o carte fără sfârșit. Și cred că este ușor de înțeles acest lucru. Pentru că eu cât voi trăi, amintirile de care mă voi lovi, le voi transcrie în această carte. Chiar dacă va avea același titlu, se va îmbroșa și va crește precum un copil mic să ajungă matur. Asta în mare despre cele două lucrările. Vă mulțumesc frumos. Ați văzut că deja ați emoționat. Ați emoționat, domnișoare. Vă recunosc sincer că m-ați emoționat și pe mine cu această incursiune în istorie. Trebuie să recunosc, într-adevăr, incursiunea în istoria Focșanului. Nu pot să spun că mi este cunoscută sau așa, pentru că eu nu sunt de fel de aici, dar incursiunea în copilăria noastră, incursiunea în ceea ce înseamnă, cum să vă spun, rădăcinile noastre, nu poate fi decât emoționante, iar eu vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru că ați simțit să faceți acest dar bibliotecii și acest dar nou cei care suntem astăzi aici și care ne bucurăm foarte mult să vă avem printre noi. Da, să știți că noi nu am avut foarte multe discuții, dar am simțit din primul moment sensibilitatea dumneavoastră. V-am spus și la telefon, numai un om cu adevărat sensibil poate să facă lucrurile pe care dumneavoastră le-ați făcut în viață și asta se vede și cum scrieți, și cum vorbiți, și cum în tot ceea ce sunteți dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc că există astfel de oameni printre noi și vă mulțumesc că am avut onoarea să vă cunosc. Și pentru că vorbim de onoare, este... Eu vă spun sincer, când am gândit acest moment, eram așa, nu că oarecum într-o pană de idei, dar mă gândeam cine ar putea accepta acum, în aceste condiții, în care toată lumea se ferește de socializare, de momente de acest gen și se ferește de bună dreptate, pentru că, într-adevăr, vremurile sunt așa cum sunt și noi trăim acest moment acum, mutând momentul de la sala de împrumut aici, la sala de lectură. Tocmai pentru asta vreau să vă exprim recunoștința de a vă avea astăzi alături de noi. Doamna Lădungă Coban, vă mulțumesc din suflet. Vă spun sincer că mi-a zis Alina ieri că doriți să cântați împreună cu ea, că ați acceptat invitația Alinei. Mie nu mi-a venit să cred, am spus, domnule, într-adevăr, eu cred că Dumnezeu lucrează pentru acest moment. Și ca rețeta succesului să fie completă, cel puțin al succesului acestui eveniment și al momentului în sine și a tot ce înseamnă acest moment pentru mine a fost faptul că și Ana Maria Lăcătușu a acceptat să ne fie astăzi alături și să ne încânte și ea. Vă mulțumesc din suflet. Să știți că nu sunt vorbe mari când vă spun că, din punctul meu de vedere, nu există cuvinte cu care aș putea să-mi exprim emoția și recunoștința pentru că sunteți astăzi aici. Și
Pentru că e vorba de recunoștință, eu, pentru mine, cum să vă spun, momentul de astăzi este cu atât mai emoționant cu cât am descoperit în bibliotecă și în colectivul bibliotecii un izvor nesecat de talente, un izvor nesecat de sensibilitate și emoție și tot ce poate fi mai frumos în niște oameni. Și unul din acești oameni care face parte din colectivul bibliotecii noastre și care este un om deosebit, un artist în adevăratul sens al cuvântului, este colega noastră, doamna Alina Chiriac. Îți mulțumesc frumos, Alina, pentru tot ceea ce tu ești și ceea ce faci pentru bibliotecă. Și te felicit din suflet pentru talent, e impropriu spus, pentru cum ți-ai cultivat talentul în timp. Talent ai pentru că te iubește Dumnezeu și asta se vede în tot ceea ce faci, dar și pentru cum ți-ai cultivat talentul în timp. Și eu cred că ar fi cazul să mă mai și opresc din vorbit și să le las pe Doamne să ne încânte cu piesele pregătite. Oh.
emoționat, vă spun sincer, am simțit cel puțin al doilea colind că mi-ați luat sufletul așa în mână și mi l-ați dezmierdat. Și vă mulțumesc frumos pentru asta, nu cred că puteam să intrăm în, eu cel puțin personal, nu puteam să intrăm în atmosfera Crăciunului mai sensibilizată de atât. Vă felicit, doamnelor, pentru cum v-a înzestrat Dumnezeu și pentru că știți să păstrați darul de la Dumnezeu și pentru faptul că prin ceea ce Dumnezeu vă va da, dăruiți mai departe bucurie și fericire celorlalți. Vă spun sincer, ați făcut pentru un moment să se oprească tot ceea ce înseamnă tumult, neliniști, viața agitată. Pentru mine timpul, vă spun sincer, s-a oprit aici, acum și nu pot decât să vă mulțumesc pentru asta, vă sunt recunoscătoare. Și acum avem lângă antrenor, domnișoară, foarte frumoasă, pentru că Dumnezeu când dă un dar cuiva, îl dă să fie până la capăt, unde. Și eu am auzit ieri de domnișoara, bine știam de dumneavoastră mai de mult, numai că ieri am auzit-o efectiv cântând într-un material și eu am fost foarte impresionată, sunt convinsă că și voi astăzi o să vă placă cu siguranță. Este o tânără frumoasă, sensibilă, o tânără delicată și vreau să o felicit și pe mama ta, nu este aici, pentru felul cum te-a crescut. Te admir foarte mult că ești foarte dezinvoltă și dezinvoltă, foarte bine educată și cu siguranță de încântat o să ne încânți și dumneavoastră știți mai bine decât mine că orice dar de la Dumnezeu, dacă nu este prelucrat, nu are aceeași finalitate. Iar eu te felicit pentru faptul că îți place, pentru faptul că ai ales acest drum și pentru faptul că ne oferi bucurie nouă tuturor. Așa că o să te invit să ne cânti ceea ce ne-ai pregătit. Totodată mulțumindu-ți pentru că ți-ai răpit din timpul tău. Știu că este greu acum cu școala online să vii astăzi să ne fie aproape. Mulțumesc frumos! Noi umblăm și condăm și Crăciunul așteptăm, că e sărbătoare sfântă de toată lumea cinstită. Lasă-ne găzduță casă, ca fără nim soare-ai deasă și prin gardul de nuiele vântul suflă cu putere. Ești găzduță și ne vezi că de frig ne-am făcut. Nu ieși cu mâna goală, numai cu cola și-n poală. Adășunul șor cu vin, că așa e de Crăciun. La fel de frumos pe cât de frumoasă ești, sincer, pe mine mai captivat, mai, nu știu, poate unde mai simt și mamă de fată, nu știu ce să mai zic. Te felicit pe tine și felicit și pe părinții tăi. Eu știu că ieri mi-a spus mama ta că ea este cea care îți creează versurile, da, și sunt atât de plin de sensibilitate, exact după cum îți este glasul. Îți doresc să ai sărbători cu bine și îți doresc să te bucuri de ceea ce Dumnezeu ți-a dat și de părinții tăi minunați. Și la mulți ani! Să fiți fericiți cu toți împreună și să vă dea Dumnezeu putere să realizați tot ceea ce v-ați propus în viață și tu să ai o carieră cel puțin la fel ca a doamnei
Alina Dătină Coban, impresionantă și să ne faci mândri pe noi toți membrii acestei comunități pentru faptul că te cunoaștem și că ai fost cândva parte și din noi. Îți mulțumesc pentru asta. Și eu. Pentru că este un moment de recunoștință și pentru că fiecare sfârșit de an se vrea a fi un moment de bilanț. Eu, ca și aici intervine funcția mea de coordonator al acestei echipe minunate, care se numește Colectiv al Bibliotecii Județene de Iliza Firescu Vrancea. Dumnezeu a fost generos și bun cu mine și mi-a dat posibilitatea să fac parte din acest colectiv. Și pentru că aici am descoperit oameni minunați, oameni care m-au primit de la bun început cu brațele deschise, oameni care au simțit de la început în ceea ce mă privește deschidere, au simțit deschiderea mea și mi-au oferit odată deschiderea lor, iar în timp aceste sentimente au devenit din ce în ce mai profunde și pot spune cu mândrie că, din punctul meu de vedere, Biblioteca Județeană de Iliza Firescu Vrancea reprezintă familia mea, a doua mea familie. Vă mulțumesc pentru asta. Mi-am dorit foarte mult, pentru că am trăit momente foarte intense, deși a fost un timp scurt petrecut în anul 2019 în acest colectiv, mi-am dorit foarte mult ca trecerea mea prin această instituție să se concretizeze în ceva, care să rămână comunității, pentru că mi-am dorit continuitate, pentru că mi-am dorit respectarea tradițiilor bibliotecii, dar pentru că mi-am dorit și, cum să vă zic, adaptabilitate la tot ceea ce înseamnă nou și comunitate. Drept pentru care, după ce am văzut eu cam ce se întâmplă aici, în această bibliotecă, și cam ce pot oamenii aceștia minunați să facă, și mi-aș dori să vină acele vremuri, să se întoarcă acele vremuri frumoase și fericite la noi, acele vremuri în care puteam să fim cu toții și să pot să vorbesc despre un colectiv care să poată să fie de față. Deocamdată vorbesc despre acest colectiv doar vouă, povestindu-vă și dorindu-mi și rugându-mă la Dumnezeu ca într-o zi să vină momentul în care să putem fi cu toți împreună. După cum spuneam, am dorit ca trecerea mea prin această instituție și manifestările frumoase pe care noi le-am făcut de-a lungul timpului, acel timp scurt, petrecut în 2019, de ce mă raportez la anul 2019 și o să înțelegeți imediat, să se concretizeze în ceva. Drept pentru care am avut inițiativa și am luat hotărârea ca fiecare an să se încheie cu o astfel de revistă care se numește Anuarul Activităților Culturale Educative. Acesta este primul număr, este pentru anul 2019 și a strâns la un loc un buchet de manifestări culturale reprezentative ale instituției noastre, manifestări culturale care au fost așezate așa cronologic și bibliografiate și, bineînțeles, bogat ilustrate. Pentru mine este o foarte mare plăcere și o foarte mare împlinire sufletească și profesională, bineînțeles, atât cât pot să mă raportez la cele 4 luni petrecute aici din 2019. E o foarte mare împlinire profesională faptul că am reușit să avem această revistă, deoarece aici este strâns o parte din sufletul nostru din anul 2019. Aici sunt prinse evenimentele frumoase pe care noi le-am creat, oamenii buni și frumoși care ne-au trecut pragul și voi veți face parte din povestea noastră de la anul. O revistă în care noi ne-am pus sufletul. O revistă care a fost făcută de un colectiv de redacție și aici mă pot referi la doamna Maria Cristina Olaru, este șefa de la secția de copii, doamna Claudia Otilia Hangamă, este șefa noastră de la secția de împrumut, domnișoara Teodora Fântânaru este reprezentanta coordonatoarea secției de carte veche, doamna Liliana Cristea aici de față și doamna Diana Irina Rădună și domnul Andrei Dima. Ei sunt doar o parte din oamenii care au lucrat efectiv la acest anuar. În schimb, aici veți regăsi fiecare reprezentant al acestui colectiv frumos,
fiecare reprezentant care a putut să, care a făcut la un moment dat, a participat la activitățile noastre și credeți-mă, au participat toți. Toți oamenii aceștia sunt minunați, sunt profesioniști, sunt buni, sunt dedicați și sunt implicați. Și deși am doar două colegi aici de față, vreau să vă felicit și să vă mulțumesc, doamnelor, pentru dedicare, pentru profesionalism, pentru munca voastră și pentru faptul că știu că tot ceea ce faceți, faceți din inimă și s-a văzut astăzi foarte bine inima mare pe care noi, bibliotecarii, o avem. Bun, acestea fiind zise, pentru că este Crăciunul, ne-am pregătit câte un mic dar pentru, doresc eu să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră. O să vă las pe dumneavoastră, domnul Daniel, să le dați fetele ceea ce dumneavoastră le-ați pregătit. Și după aceea mă voi organiza și eu imediat. Înainte de a face acest protocol soția mea, aș dori să închei și să... Fetele au câte o carte. Da. Florina, cam Florina, pentru Florina. Da. Angela. Pentru Angela. Madalina și Florina. Doresc ca fetițele să se bucure de micile daruri și aș vrea să încheie această frumoasă întâmplare cu regretul că parte din personajele mele mai apropiate, contemporane, au început să dispară. Și pentru mine acest lucru pot spune că mă doare foarte tare. Am pierdut anul acesta personajul muzeologul Dumitru Huțan, care s-a stins după o lungă, lungă activitate. L-am pierdut pe domnul chestor de poliție Gheorghe Viorel Ivu, pe maestrul sportului fotbalului brâncean Aurel Pastia, pe inspectorul general de sport Bunea Dacu și n-ar vrea să mai continui. Și ar vrea să se oprească toți aici, dar bunica Dumnezeu să o ierte, îmi spunea așa: mamă, când pomenești numele omului adormit, el acolo în cer se trezește. Și încet, încet, pomenindu-l mai mult, la un moment dat, poate va reveni la viața de aici. Eu am încredere, îmi spuse bunicii mele și sunt optimist. Doresc să înceapă un an nou, frumos, îmbelșugat și să începem fără măști. Să vă dea Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu multe bucurii, dragile mele, de acum încolo. Să vă dea Dumnezeu noroc în viață, să faceți cele mai bune alegeri și să aveți parte de oameni minunați, de oameni care să vă iubească așa cum meritați și să aveți parte de multe bucurii și împliniri și realizări profesionale, sufletești, cum vă doriți voi. Vă doresc să vă dea Dumnezeu tot ce are El mai bun pentru fiecare dintre voi. Bun, pentru că am reținut și trebuie să mă laud, da? Poftim, Florina, aceasta este din partea bibliotecii. Îți doresc să fii iubită și fecerva. Am poftim, Angela, aceasta este și pentru tine. Așa. Și acum cele două mădăline. Da. Poftim, Mădălina, ce unghii frumoase ai! Bravo, poftim, Mădălina, și pentru tine. Așa, și acum, mai am eu aici trei băieței. Trei băieței. Bun. Dragii mei, astea sunt niște daruri pentru voi, pentru că moșa a venit și la voi, mi-a zis mie husky, că ai fost cu minte, așa mi-a spus. Și pentru că familia voastră, voi cu toții ați acceptat să veniți astăzi și să faceți posibil această întâmplare. Mi-am spus că moșul, dacă tot a venit la noi cu cadouri, trebuie să vi le dau, pentru că eu îmi fac misiunea. A zis că eu să fiu renul moșului astăzi. Să rămân, lasă crești mare, dragule. Poftim și pentru tine, doresc să vă fericite și multă sănătate, să vă bucurați de copiii voștri, de părinții voștri frumoși și buni.